Timișoara are o tradiție unică în România. În a doua zi de Paște, timișorenii, indiferent de religie sau unici, au plecat în marșul învierii. O tradiție timișoreană unică în țară. Timișoreni de toate vârstele și confesiuni religioase ne-am întâlnit la marșul învierii. Să celebrăm împreună bucuria Paștelui și unitatea noastră în diversitate. Revoluția din Timișoara a fost o revoluție nu doar multietnică, ci și multiconfesională. Ce a început în fața unei biserici reformate a culminat cu zeci de mii de timișoreni de confesiuni diferite, rugându-se împreună Tatăl nostru în piața Victoriei. Ținem viu acest spirit al respectului și al asumării valorilor noastre, transmite primarul Dominic Friț.